Am o mamă aici în platou, Gabriela Picu, care are 3 copilași frumoși, 3 îngerași. Împreună cu copiii ei cântă și nu numai că se ocupă de ei cu cânt, să zic așa, cu cântatul și merge cu ei la un profesor de canto care îi îndrumă, doamna Petruța Sima. Dar se ocupă foarte mult și de pregătirea lor sportivă, să zic, pentru că încearcă să facă tot posibilul pentru acești copilași să crească frumoși și armonioși. Acești copilași, vă rog să veniți la mine împreună cu mama voastră. Dragi telespectatori, acești copilași, Gabriela a reușit să facă din ei, să le cultive în noi, copiilor, să dească, să zic, flori în inimioarele lor. Pentru că ea și soțul ei se ocupă enorm de mult ca acești copii să nu mai cunoască tristețea, să cunoască doar bucuria. Vreau să îi cunoașteți, să cunoașteți această familie, pentru că așa sunt românii noștri, cu suflet mare. Și cei care caută și fac bine acestor copilași și încearcă să-i apropie și să le dea acea liniște în căminul lor, sunt o binecuvântare pentru Dumnezeu, dar și pentru, de la Dumnezeu pentru ei. Cântece frumoase o să vă dăruiască Iusuf Picu. Iusuf, dragule, acolo sunt telespectatorii noștri care te iubesc și sunt convinsă că sunt foarte atenți să audă ce cânți tu, ce frumos cânți de fapt, da? Să vedem! Haide, ridicați paharul să ne înveselim, să n-avem necaz nici rele cât o să trăim. Haide, ridicați paharul să ne înveselim, să n-avem necaz nici rele cât o să trăim. Haide, lume dragă, haideți să cinstim, hai, ridicați paharul. Thank you.